dacă voi sunteți aici cu mine și dacă eu mă aud, dați-mi, vă rog, un comentariu, un like, un ceva care să-mi confirme existența. Parcă mă aud. Parcă mă aud. Prieteni, bună seara, seara târzie, dormiți, nu dormiți. Am avut niște defecțiuni tehnice, dar s-au rezolvat. Asta înseamnă că o să am ocazia în următoarele jumătate de oră să vă dedic timp pentru a vă povesti despre comunicarea în buspost, adică cum se creează campanii de buspost, care sunt regulile, în ce direcție merge comunicarea pe buspost, cum văd eu asta, trebuie, nu trebuie, deși trebuie, dar deși nu trebuie, adică de ce, până unde și cu cine, despre toate acestea a să discutăm, dar vreau să înțeleg că aceste 11 persoane care sunt aici, sunt cu mine, mă aud, mă văd și sunt conectate la realitatea pe frecvențele 101.5 FM și 103.6 în Chișinău. Așa că, seara bună, vă auziți, Valeria, salut! Valentina, salut! Salut! Haideți să spuneți-mi de la 1 la 10 cât de relevant pentru voi este subiectul buspost. De la 1 la 10 spuneți, am făcut sau nu am făcut? Genul, cred că e relevant, e 8, am făcut. Relevant, nu am făcut. Cum voi vă simțiți pe voi? Da? În ce format credeți că sunteți la etapa actuală? Pentru că astăzi noi discutăm despre campanii de buspost și o să vă explic cum ele setează pas cu pas, ca un ghid o să fie momentul ăsta, respectiv o să aveți posibilitatea să reveniți la ele când vreți, ori să vă ghidați dacă faceți în aceeași direcție. Fără multă introducere despre noi și ce noi facem, pornim deodată la subiect. Buspostul este un fel de promovare prin care noi, în sensul direct al cuvântului, ne promovăm o postare existentă. Da? Cu alte cuvinte, dacă noi intrăm pe pagină, noi intrăm pe pagina Tălmăzan School, spre exemplu, și noi vedem pagina, noi vedem live-ul care urmează, aici în dreapta colț scrie boost unavailable. Adică spune că boost-ul nu este posibil de făcut boost la postarea asta. Dacă ne ducem și ne mai uităm mai sus, ok, am avut acasă un eveniment, am avut semnarea acordului cu poliția din Telenești și boost post este. Ne uităm aici, live-ul spate boost post, aici video după ce a fost live-ul, boost post se poate, aici am făcut un live despre prezența în social media, respectiv vis-a-vis sau dedesubt la fiecare din postări pe care voi le aveți în pagina voastră de business, există acest barometru, există acest criteriu de spate sau nu spate de făcut promovarea postării. Desigur că promovarea postării buspost trebuie să începem de la elementul, dacă vreți, de bază. Când trebuie să promovăm? Și după asta vă arăt pas cu pas. După mine, buspostul este o formă în care noi nu cheltuim mai mult de 20, 30, 50 dolari, pentru că dacă avem bani mai mulți, ar trebui să facem campanii mai complexe. Și diferența dintre campanie și buspost este că buspost, de facto, este promovarea unei postări existente. Cum și vă arătam în exemple, noi avem postarea și noi vrem să o promovăm. Cu alte cuvinte, noi avem postarea și noi vrem să o arătăm la mai multă lume. Să vadă mai mulți oameni, pentru că noi am cheltuit timp, am cheltuit resurse, să facem text, să facem design, să filmăm video-ul. Am făcut research înainte de asta ca să inventăm postarea asta. Am postat-o, ne-am chinuit, am încărcat, am așteptat, multe am făcut. Respectiv, în contextul ăsta, vă imaginați dacă aveți 1000 de like-uri sau 10 like-uri sau 10.000 de like-uri, nu contează, postarea voastră o văd 10, 20, 1000, 3000 de oameni, taxi de vicerincă, da? Adică nu prea ai element prin care să spui că da, are sens, am investit în partea de production, acum pot să o să vadă postarea asta mai multă lume. De ce în contextul ăsta vreau să vă spun că Buspost este o soluție temporară, o soluție strategică pentru cei care ori nu au bani mulți, ori vor să-și promoveze postările existente. Cum se face asta? Se face asta începând de la
Nu contează să faci voi bus, poți să faci campanii, voi oricum să activați cele trei nivele de publicitate. Este nivelul 1, care ține de ține de scop. Ia să văd dacă pot găsi pentru voi un material relevant în sensul ăsta. Deci, primul nivel de sus este scopul. Noi trebuie să identificăm scopul. Și al doilea nivel alegem targetul, audiențele, și al treilea nivel alegem anunțul. Luăm prima imagine care mi-a nimerit mie în ochi ca să vă arăt cumva mai clar cam cum este structura campaniilor publicitare. Este imaginea dată. Ia că o deschid ca să o vedeți și voi. Nivelul 1, campaign, nivelul 2, ad set, nivelul 3, set. Da? Deci, iată-l. Nivelul 1, noi alegem să arătăm, să alegem scopul campaniei, o să punem bugetul la campanii. Nivelul 2, o să alegem targetul, placementul, adică unde, cui arătăm, unde arătăm, cât arătăm, de câte ori arătăm, în ce format arătăm. Și al treilea nivel, de facto, colegi, al treilea nivel de facto va decide la voi campanii sau Ubus Post. Structura e aceeași, dar al treilea nivel o să aleagă ori o postare existentă, ori o să creați o campanie. Și dacă voi o să creați o campanie, atunci la voi o să pornească, o să creați anunțul, o să creați campanii, dar dacă o să selectați o postare existentă, atunci o să fie Ubus Post. De menționat că Ubus Post poate făcut și din Ads Manager și din pagină. Ceea ce vă arătam până acum era elementul de pagina mea în care eu vreau să-mi promovez ca Ubus Post la acest live. Dacă eu vreau să fac publicitate din Ads Manager, eu la fel pot să mă duc la partea de Ads Center și să creez o postare, o promovare în Ads Center care o să țină de publicitate, deja nu din pagină, dar din contul de publicitate, și tot o să fac Ubus Post. Ok? Dacă suntem ok cu tot și dacă vreți să aflați cum setează publicitatea Ubus Post, dați-mi un plusic, ca eu să văd că 25 de oameni care acum mă urmăresc sunt aici și sunt cointeresați în acest subiect. Dacă sunteți întâmplători din telefoane, nu ezitați să faceți vreun story și să mă tăguiți, pentru ca să am forță. Eu sunt pe ultima 100 de metri, numai ce am terminat de asigurat un live de 2 ore și zic, trebuie, dacă am promis, trebuie să fac live-ul din astă seară. De aceea, un story și niște suport în thumbs up o să fie pentru mine doar spre bine. Pornim la drum în setarea publicității pe Facebook și anume Boost Post. Am identificat postarea noastră, ne-am dus la noi în pagină, trebuie să fiți administrator a paginii, ați identificat postarea care vă interesează, da? Zic eu că noi am avut așa un eveniment sau haideți să promovăm un video poate sau să promovăm un job, da? Și Ads Manager, un curs, noi începem un curs, când el începe, haideți să promovăm evenimentul. Vă spuneam despre cele trei nivele care presupun elementul de promovare. Este scopul, vedeți, vă arată anunțul, cum arată acest anunț, preview ad, dați-le cu o postare mai micuță, că ăsta e un cărnaț lung și sunt și tare complicat. Aia că este gestionarea afacerii pe online. Hai, las feeder postarea de azi. Deci, primul goal sau scop pe care noi vrem să îl alegem, el o să-l aleagă automat sau noi putem să schimbăm și selectăm noi ce vrem, mai multe mesaje, vrem mai multe engagement sau ce vrem noi. Deseori eu lăs scopul să fie automat de la Facebook. După care merge butonul, putem să punem send message și jos o să apară aici în dreapta, o să ne arăte preview dacă se poate, și o să ne arăte jos elementul de cu
acum să arăte anunțul nostru după ce noi facem setarea asta. Mă scuzați că eu așa chiar pe mur în gură, dar nu știu care e nivelul de general de urmărire, cineva poate asta răsărit în mânânc, dar cineva nu înțelege și o vorbesc. De ce eu cumva să iau step by step și tot zăcrâtea de văpros? Respectiv, după ce noi am adăugat imagine, vedeți, o arătat send message, dacă vouă nu vă place acest moment, atunci pur și simplu no bottom și no sphere. Deci primul nivel era noi să alegem scopul. A doilea, vă spuneam la nivelul de audiență, cui a să arătăm audiența. Noi a să arătăm la audiența automată și dacă asta e greșeala mare, că multă lume creează sau multă lume... Voi vedeți normal? Nu vedeți mărunțel? Am impresia că eu și-am mărunțel arată. Nu vedeți ecranul malinchii? Așa să fie mai bine? Sau cum la voi se vede? Respectiv, audiența automată, care este creată de Facebook, este 1865. E că aici deseori întâlnim greșeala. Nu este neapărat și precis nu e factorul că dacă ați făcut 1865 în Moldova, a să arătați la mai multă lume. Publicitatea voastră trebuie să arăte la ori oamenii care îi știți precis că sunt interesați. Spre exemplu, această postare mea ține de un eveniment pe care l-a avut Almazan School. Deci una din strategii pe care eu vă le recomand este să faceți așa gen de promovări în care voi să promovați către oamenii care deja au dat like la pagina voastră. Deci aici din audiență noi nu lăsăm asta, dar people who like your page. Și aici puteți să lăsați 1865. Dacă el a dat like la pagina voastră, corespunzător, eu bănuiesc că nu este o problemă dacă el a dat like, fiecare 18, fiecare 65, e ok. Dacă noi selectăm audiență strategică, gen fruit target, și o să dăm editează, aici deja noi o să ne jucăm cui vrem să arătăm, la femeie, la bărbați, vârsta, câtă și de unde locația, ce interesă. Și aici nu o să ne arăte interes specific sau interes mare. Stăruiți-vă să nu fie nici prea tare verde și nici prea tare încoace spre roșu. Riciu 67 de mii. Cu așa rici, eu aș pune un buget de vreo 10-20 de dolari. Dacă la voi riciu este de jumătate de milion și la voi un dolar pe zi, tipa riciu ăsta câți oameni disponibili au găsit Facebook pentru arătarea publicității. Deci la nivelul 2, când noi setăm nivelul 2, el e mega important. De dânsul îți depinde cât de bine o să urleze publicitatea. Respectiv, ne uităm aici la reach, dacă ne aranjează, salvăm audiență și vedeți ce a schimbat. Age 28-36, mail, vreau lor să le arăt. După care bugetul, cât o să dureze? O zi, două, trei, cât o să dureze publicitatea noastră? Până pe ce dată puteți să-i puneți? Până pe 31? Cât buget zilnic? Și uitați-vă un element important aici la punctul de buget zile. În dependență câte zile și buget, vouă să vă joace un tabelă ca aici în stânga. Atrageți atenția la estimated daily results. Atrageți atenția la elementul de estimarea rezultatelor zilnice. Cu alte cuvinte, dacă eu vreau să mă promovez o zi cu 40 de dolari, impactul potențial de la 8 la 23 de mii. Dacă eu cu 40 de dolari în două zile, de la 4.000 la asta, dacă 3 zile 40 de dolari zilnic, până la 10.000, dacă 5 zile, dacă îți micșorez bugetul, aici o să arăt rezultat mic și încă o să zic că minim budget is $1 per day. Adică nu poți promova 6 zile cu 3 dolari. Tu trebuie să ai ori 3 zile, ori trebuie să ai mai mulți dolari. Total budget. Total am 1000 de dolari. Sau total am 10 dolari pe 2 zile. El a să vă zic că vouă, te rog frumos, mărește durata, pentru că înțelegi, e ghine că în o leac publicitatea mai rulează. Din când în când puteți să nu-i ascultați, dar încercați să faceți test. Și voi spuneți 4 dolari. Din experiență, boost postul, adică promovarea unei postări existente, ar însemna noi să promovăm
la lume, oricare au dat like la pagina noastră și nu știm că noi avem 2000 de like-uri sau 10.000 de like-uri cu CPM-ul, costul pe 1000 de share. O să fie 1 dolar, avem 2000 de like-uri, noi punem vreo 5 dolari pe postare, pe 2 zile. Sau dacă avem o audiență, 67.000 și spunem măcar la jumate, să nu considerăm 50 de dolari. Să arătăm această imagine care este cum este. Minusul cel mai mare în tot sistemul ăsta. Că după ce noi am făcut că tot treaba asta, ne-am apreciat cu durata, ne-am apreciat cu bugetul, noi alegem aici, în dreapta, contul de publicitate de unde noi să facem promovarea. Și, spre exemplu, eu chiar aș vrea să promovez. Aș vrea să promovez pe 2 zile cu total 10 dolari. Să-i vadă 2000, 3000 de oameni pe zi. Respectiv, eu fac Boost Your Post Now. El, aici am ales, jos în dreapta, Boost Your Post. Am vorbit, dar nu v-am povestit. Da? Și el îmi spune că tot e creat, go to Ad Center. Respectiv, eu mă duc în Ad Center, care este în pagină. Dacă voi intrați, spre exemplu, la voi în Facebook, în pagina de business, în partea stângă este Ad Center. Și că el vă duce încoace și el vă spune, ia-te postarea ta, vezi rezultatele, ce rezultate i-ați adus. Și tu poți urmări pe perioada campaniei, independență și acolo la tine, care a fost audiența, care a fost momentul. Însă, când ziceam despre minusul cel mai mare a Boost Postului, este că tu nu poți edita textul și imaginea. Așa cum l-ai scris, așa va rămâne pentru toți. Deci elementul ăsta e cel mai complicat. Chiar dacă noi dăm, editează publicitatea, el o să ne dea voie să edităm câțiva parametri. Audiența, durata, bugetul, dar nu ne dă voie să edităm textul. Textul rămâne, intact. Mai mult ca atât, se primește așa o chestie. Dacă voi, spre exemplu, ați scris textul și textul vostru ori luat vreo 2 zile cu vreo 10 dolari și ați observat că aveți o greșeală. Când o să mergeți să editați postarea, când o să vă duceți la voi în pagină, probabilitate foarte mare că el n-a să vă dă voie să editați. El n-a să vă dă voie să editați. De ce? Din motiv că, imaginați-vă, eu scriu o postare în care scriu că adonez la tăți cursul gratuit. Oamenii dau like, share, dar pe urmă eu mă duc și când acolo s-au acumulat vreo 20.000 de like-uri, comentarii, eu scriu vând cu plată cursuri Facebook. Și manipulez cu o audiență de parcă 20.000 de oameni au dat like la ideea că eu vând cu plată cursuri Facebook. De aceea, ca să redactați greșeala, pentru că câteodată poate fi greșeală, nu neapărat să vreți cu rău să faceți. Dacă vreți să editați asta, mergeți la centru de publicitate, mergeți la centrul vostru de publicitate, vă duceți la postarea voastră și puneți-o pe pauză sau ștergeți-o. View and Ads Manager. Aici noi o să vedem deja un alt element. Adică ca să edităm postarea noastră, noi trebuie să o punem pe pauză și dacă nu ne dă voie Facebook-ul să edităm, pentru că se întâmplă așa, atunci trebuie să ștergem această publicitate. Și din păcate, dacă ștergem, să șterg și rezultatele, toate like-uri, share-uri, toate dispar. Adică Facebook s-a ocupat ca noi să nu umblăm cu mâța în sac, cu șiretlicul și să reușim să fim sinceri în contextul ăsta. Oameni buni, spuneți-mi, vă rog mult, are sens ce spun eu? E relevant pentru voi, pentru că văd 25 de oameni, dar nu văd niciun gen, când eu zic un insight, voi spuneți like, gen normal, are sens, oho, n-am știut, sau am știut, pricolnă, gine cât zici asta. Dați-mi un feedback, 25 de oameni, cine voi sunteți? Ia scrieți-mi, ca după care să vă mai spun ceva interesant. Ce funcții voi aveți? Spuneți-mi, vă rog mult. Care este job title-ul vostru? Sunteți antreprenor, sunteți social media manager, targetolog, copywriter, sunteți pur și simplu cetățean al Republicii Moldova, om fericit, om frumos, cine voi sunteți? Who are you? Dorina Uțchi, foarte relevant. Tania Uțchi, super. Eu pot dorma azi liniștit.
Mersi și Dorina Ștane. Restul, cine sunteți? Ce vedeți și cum voi sunteți? Înțeleg că e ora e târzie, dar încă o lecățică. Încă o lecățică. Și o să puteți să vă continuați activitățile. Deci, am făcut bus post, gata, mai departe, când noi am făcut bus post, mergem la rezultate, ne-am uitat la rezultate, dacă tot e ghine, ne-am dus în pagină, da, ne-am dus în pagină la nivelul de comunicare și postarea noastră va începe să prindă sub aici rezultate ce avem la nivel de rezultat. Adică voi ați vedeți diferența dintre postarea voastră, dar asta ați vedeți doar voi. Și o să puteți să vedeți detalii și să vedeți care sunt rezultatele voastre și încotro să duce lumea voastră publicitară. E ca atât de simplu setează un bus post. Atât de simplu se creează campanii de bus post în care pur și simplu tu apeși butonul este albastru. Tu apeși scopul. Vrei mai multe like-uri, mai multe mesaje, tu îi spui lui Facebook să optimizeze. După care tu duci și alezi audiența. Câteodată recomand, alegeți și unii dat like la pagină, în posteri care ar fi interesante lor. Sau chiar creați posteri care să fie doar pentru cei care au dat like la pagină, o ofertă, doar pentru cei care au dat like la pagină. Treziți-i! Faceți un boost de trezire. Pe urmă alegem bugetul și perioada. Next, done! Boost post, done! Dar nu uităm că dacă noi vrem să facem o promovare, spre exemplu, la bus postului din contul de publicitate, ca cine are așa ceva, cine are ca așa ceva, asta se cheamă cont de publicitate. Și să observați, sunt campanii care au apărut aici. Iată, a fi sau nu fi un online. Eu pot să deschid, să editez și uitați-vă anunțul care noi l-am făcut în pagina acolo, au apărut aici. Iată-l-a. Ne arată cum arată el aici, cum să arate pe mobil, cum să arate pe Instagram, dependență ce poziționare am pus. De aceea eu prefer să setez chiar bus postul aici, din Create, din contul de publicitate. Știu că mulți promovează din pe telefon. Dacă voi cheltuiți bani mai mult de 20-30 de euro pe lună, voi n-aveți dreptul moral să vă promovați de pe telefon. Voi trebuie să vă promovați maximal din calculator bus post, sau de pe calculator în contul de publicitate. Cine nu știe ce asta cont de publicitate, cine vede prima oară ecranul ăsta de interfață care vă-l arăt acum, cu siguranță trebuie să înscriți în privat și să nu uitați de ultima ocazie din anul 2020 să treceți un curs care să fie offline în câteva săptămâni, de o luni de zile, pe direcția de publicitate. Pentru că vin sărbătorile de iarnă și o să vreți să faceți campanii și dacă o să faceți numai bus posturi, ele nu sunt pentru vânzare. Bus postul este pentru a face un sharing. Dar dacă și facem bus postul, atunci dați-l facem corect. Întrăm în contul de publicitate. Creăm, creează, da? Idem creează. New campaign, o campanie nouă. Și uitați-vă, vă spunem, sunt diferite scopuri. Vă amintiți aici câte scopuri ne-a arătat Facebook-ul? Uitați-vă. Eu mă duc la haideți că el nu-mi dă voie să aleg scopul, haideți, e o altă postare, bus post. Eu mă duc, change, și el îmi spune get website, get visitor, get message, get engagement. Da, el îmi dă câteva opțiuni. Ia uitați-vă câte opțiuni am eu aici, brand awareness, reach, traffic, engagement. La engagement eu am post, like, event, am app install, video views, am lead generare, am message, am conversion, catalog sales, store. Pe lângă faptul că mai multe instrumente sau un format mai comod sunt explicite ele, aici noi avem mai multe funcții de setare, chiar și același bus post. Putem să alegem oricare din instrumente, vrem să facem engagement cu o postare, îi dăm continuare, ne apare a doilea nivel de publicitate și uitați-vă aici ce detaliat avem noi în momentul ăsta. Ce avem noi la ăsta? Să facem aucțion. Campanie de post-engagement, ne ducem la nivelul 2 de publicitate, vedeți aici, campaign, new set, ad set. Și aici noi avem o serie de instrumente în care noi putem folosi audiența
salvate care voi le-ați creat. Voi puteți folosi o audiență salvată în salvată audiență aici personalizată, aici este salvată. Voi puteți să lucrați mult mai targetat cu locația de includere, de excludere. Să lucrează cu vârsta, genul, date demografice. Mult mai comod este să navigăm prin toate criteriile de targetare care pot fi folosite în a include și ne exclude targetare ca să nu arăte la oameni interesați de entertainment games, auction games. Și aici îți vă arăte, vor rămas 1.300.000 de oameni. După care voi să mergeți placement. Uitați-vă ce comod aici este să vedem toate poziționările unde să arăte publicitatea noastră. Ele sunt cu preview, ele sunt cu toate momentele astea. Nivelul 2 de publicitate este detaliat, complex, interesant. Diferența este că dacă vă știți ce e Ads Manager, cont de publicitate, atunci voi puteți pur și simplu să setați toate detaliile și la nivelul 3, diferența dintre campanie, cum vă spunem, se face la nivelul 3. La nivelul 3, noi nu creăm post, create a new post, dar use existing post. Vedeți? Create in God, asta ar însemna, eu credem că eu vă arăt. Creating God, vă spuneam că noi mergem la din nivelul 2, noi am trecut la nivelul 3 și aici noi avem la nivelul 3 ce facem noi. Noi creăm ad-ul, alegem existența, folosim Creative Hub și spui use existing post. Și acta aici tu poți să alegi o postare de pe Instagram, pentru că noi putem să avem boost post și pe Instagram, branded content care ți-o dat șăruiție sau Facebook. Și tu alegi, spre exemplu, ea care îmi spune că nu poți să promovezi acum, n-a să-mi dai voie, dacă e live-ul nostru de acum, e că el cam așa arată acum, dacă noi l-am fi promovat. Și tu faci publish. Astfel se încarcă datele de promovare pentru boost post. Ce faceți voi și cum urmați, indiferent faceți din boost post din pagină, faceți boost post din cont de publicitate, urmați cele trei nivele, scop, targetare, anunț și dacă folosiți contul de publicitate Ads Manager, la nivelul 3, pur și simplu selectați postarea. Dar dacă sunteți la început, folosiți prima parte a live-ului despre care v-am arătat pas cu pas. Așa, relevant, relevant, relevant. Hai să văd dacă sunt întrebări legate de subiectul de azi. Pentru că o să mergem spre final, dacă nu sunt, vă spuneam, nu întindem pasul, pur și simplu mergem pe content. Că trebuie atâta și Dan. Dacă sunt întrebări legate de cum se promovează sau ce se promovează, sau poate vreți să faceți instruire, să vă învățați să faceți asta, sau poate vreți să lucrați, sau aveți vreo campanie și nu înțelegeți, care probleme, cu ce fel de probleme vă confruntați, dacă aveți întrebări, vă rog să mi le adresați. Dacă nu, ca să înțeleg că nu sunt întrebări, vă rog, puneți niște inimioare în comentariu, că eu să înțeleg că, gen, eu n-am întrebări, mulțumesc. Sau vreun like, sau vreun plusic, ca eu să înțeleg că voi sunteți or, iar că 10 oameni din 25, 16 au rămas, 10, prosta, o închis în semn de mulțumire. Respectiv, dați-mi de știre dacă sunt întrebări sau nu. Eu mă uit acum în chat și încerc să-mi dau seama dacă voi sunteți aici. Если вы тут, если вы рядом, если вы с нами. Nu sunt întrebări. Atunci pot numai să vă spun succes în activitate, indiferent veți face boost post sau veți face campanii complexe, vă urez ca acestea să fie conform unei strategii, nu promovați 85 de Moldova, pregătiți-vă de sezonul rece, intrăm într-o perioadă destul de specifică, cum se zvonește, nu este exclus să intre în dans elementul de carantină versiunea 2, dacă privim în alte țări și după al doilea scrutin ipotetic la noi, tot avem șansă să intrăm. Asta înseamnă că elementul de online consum iară să revin în haos, oamenii obosâți, cu siguranță obosâți, dar n-a să avem încotro. Targetarea nu va fi eficientă dacă voi pur și simplu să faceți
Next, 85 Moldova. Vin sărbătorile de iarnă, pregătiți-vă afacerile pentru asta, creați-vă audiențe și dacă vreți despre aceste lucruri mai multe să aflați, atunci scrieți pe talmazan.md, Instagram. Sper că ați făcut un stories cu mine și eu am o să mă uit pe telefon și o să regăsesc storiesurile voastre și scrieți-mi întrebările voastre pe Instagram atunci ca să putem continua acolo discuția. În rest, mersi de informații, Tatiana, Valeria, personal nu am întrebări, vă mulțumesc pentru informație, seara frumoasă. Mersi încă o dată la toată lumea. Un weekend fascinant ne așteaptă în față, așa că eu și pot să vă spun, am aici o zastavcă. Acum își fac zastavcă de 30 secunde, що я ухожу в никуда. O seară extraordinară să aveți. Eu mai am ajut cu efectele și încerc să deprind abilități de montaj. Acestea fiind spuse, la revedere!